Clipe de evocare pentru criticul, istoricul literar și scriitorul George Călinescu. Activitatea este găzduită de Biblioteca Municipală Petru Maior în colaborare cu elevii de la Liceul Tehnologic Petru Maior din Reghin. Pe 12 martie anul acesta s-au împlinit 50 de ani de când George Călinescu a trecut la cele veșnice. Se știe că a fost cel mai mare critic al literaturii române, lăsând în urma sa o operă fundamentală pentru poporul român. Astfel îi vom aduce clipe de evocare împreună cu elevi din clasele a 10-a de la Liceul Tehnologic Petru Maior, coordonați de doamnele profesoare Moldovan Georgeta și Suceava Maria Magdalena. Programul evenimentului cuprinde o prezentare a vieții scriitorului. Evident, în acțiune sunt implicați și liceenii. În introducere voi prezenta un material PowerPoint despre viața și activitatea lui George Călinescu, iar apoi elevii vor prezenta activitatea de romancier al marelui nostru critic literar. George Călinescu a fost istoric literar, scriitor, publicist, academician român, personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române. Este considerat drept unul dintre cei mai importanți critici literari români din toate timpurile, alături de Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu.